O nouă specie de dinozaur, reptila cu cap turtit din Transilvania, a fost descoperită pe teritoriul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului, pe raza comunei Pui. Este vorba despre un dinozaur care a trăit în această zonă în urmă cu aproximativ 70 de milioane de ani. Din echipa de cercetare face parte și conferențiar universitar dr. Zoltan Kicisava de la Facultatea de Geologie și Geofizică a Universității din București, care a explicat pentru UNUTV cum a fost descoperit acest dinozaur. Ce este oarecum interesant în această descoperire, dincolo de valoarea științifică, e faptul că animalul acesta, nou descris acum, practic el a fost descoperit acum mai bine de 15 ani în zona Pui, de pe teritoriul geoparcului, și resturile acestea au stat practic în colecție 15 ani. Ele au fost identificate oarecum temporar ca fiind un alt animal cunoscut deja din zona Hațegului și care se numește Zalmoxes. Și abia acum ne-am uitat mai atent la oasele respective, deci practic el a fost descoperit și descris din sertarul colecției în acest moment. Este o rudă a lui Zalmoxes. Asta era clar de la început, că trebuie să fie un animal asemănător. Noi ceea ce am descoperit este că e o rudă a lui Zalmoxes și ceea ce este poate cel mai interesant din descoperirea respectivă, pe lângă faptul că este un nou dinozaur descoperit din România, din zona Hațegului, este că, deși este rudă cu Zalmoxes, este în același timp o rudă mai apropiată cu un animal asemănător din sudul Franței. Altfel spus, deși au trăit pe aceeași insulă, ei erau doar veri mai îndepărtați, nu erau veri primari sau nu erau frați unul cu altul, Zalmoxes și cu Transilvanosaurus. Am uitat să menționez, noua specie de dinozaur, de fapt, poartă numele de Transilvanosaurus platycephalus. Transilvanosaurus este oarecum clar de ce, este reptila din Transilvania, dinozaurul din Transilvania, iar platycephalus în traducere ar însemna cu capul plat. Zoltan Kicisava și echipa de la Universitatea din București au descoperit oasele craniului noii specii din anul 2007 în albia unui râu din geoparc. De altfel, Țara Hațegului este unul dintre cele mai importante locuri din Europa în ceea ce privește descoperirea vertebratelor din timpul Cretacicului târziu. În total, aici au fost identificate până în prezent 10 specii de dinozauri. Ceea ce am găsit și ceea ce se cunoaște până în acest moment din Transilvanosaurus este o parte a craniului, ceea ce e important pentru noi, pentru că craniul este foarte util în identificarea unei specii de dinozaur. Și asta ne-a și permis să putem spune că e o specie nouă. Dar există dovezi, încă nepublicate, dar în studiu în acest moment, care sugerează faptul că la Pui, tot la Pui, încă n-am găsit altundeva resturi asemănătoare, tot la Pui mai există și alte fosile care ar putea să aparțină acestei specii noi. Reprezentanții geoparcului sunt încântați de noua descoperire și îi așteaptă pe vizitatori să afle mai multe informații despre acest subiect și nu numai. Cu această descoperire, iată că povestea dinozaurilor pitici care locuiau pe fosta insula Hațegului merge mai departe, deoarece cu fiecare nouă specie descoperită ne putem imagina cât de plină de viață era, în urmă cu 70 de milioane de ani, actuala Țara Hațegului. Într-adevăr, vorbim de cu totul altfel de viețuitoare decât cele pe care le știm astăzi, așa că îi așteptăm pe vizitatorii interesați să descopere poveștile geoparcului cu informații despre un nou dinozaur pitic care contribuie la promovarea zonei, a județului și a țării în întreaga lume științifică și nu numai. Fosilele acestei noi specii de dinozauri au putut supraviețui 10 de milioane de ani, deoarece au fost protejate de sedimentele din albia unui râu străvechi, până când apele unui alt râu din vremurile noastre le-au adus din nou la suprafață.